Eveniment cultural marcant joi la Muzeul Național al Literaturii Române din București. În sala Perpesiciu s-a avut loc evenimentul de lansare a trei volume scrise de avocatul bihorean Pașcu Balaci. Este vorba despre Vechiul Testament relevat prin 300 de sonete, piesa istorică Avram Iancu și piesa istorică Într-un act cu 6 tablouri, Moțul francez sau Un Sisif pe muntele Bihorului. Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, drept pentru care am socotit necesar că este foarte potrivită lansarea acestei cărți despre Avram Iancu aici la Muzeul Național al Literaturii Române, pentru că Avram Iancu a rămas și a fost un model de demnitate, de libertate și de rezistență națională în fața urgiilor istoriei. A doua carte care se lansează se numește Moțul francez și este consacrată domnului Robert Fischer, un colaborator apropiat al geografului Emmanuel de Marton, oamenii care au ajutat la trasarea granițelor dintre România și Ungaria după Primul Război Mondial. În fine, a treia carte care se lansează astăzi este Vechiul Testament relevat prin 300 de sonete, despre care un critic lujan a afirmat că este primul roman religios izbutit din literatura română. Asta rămâne să aprecieze cititorii dacă este așa sau nu. Practic, lucrarea de față este o oglindire, o reflecție a Vechiului Testament în formă versificată, sub forma acestor sonete, oarecum inedit altfel, însă putem spune că e o lucrare de prim plan, o lucrare fără precedent. Pașcu Balaci e un dramaturg remarcabil, ca poet îl cunosc mai puțin, dar ca dramaturg se distinge printr-o perfectă cunoaștere a temei pe care o tratează, deci, în amănunte, așa, și o mare autenticitate. În clipa în care avocații au dat năvală în literatură, înseamnă că literatura română poate fi salvată și chiar va fi salvată. Născut pe 8 mai 1956 în comuna Drăgănești din județul Bihor, avocatul Pașcu Balaci și-a descoperit vocația literară de timpuriu, încă din anii de școală. Poet, eseist, romancier și dramaturg, Pașcu Balaci este membru al Uniunii Scriitorilor din România.